Bună ziua! Astăzi, 20 noiembrie. V-am trage la sorți țările pentru instituțiile de învățământ care va participa la concursul Joc de Simulare, modelul Uniunii Europene. Extragerea va avea loc în felul următor. Un membru al comisiei va extrage instituția de învățământ, un alt membru al comisiei va extrage țara. Toată procedura va fi documentată în procesul verbal întocmit de Timkov Dian. Deci să începem extragerea. Prima echipă. Gimnaziul Nitoc. Va reprezenta țara. Ungaria. Ungaria. Următoarea echipă. Gimnaziul Zorile. Va reprezenta țara. Germania. Germania. Următoarea echipă. Liceul Teoretic Unisifor Ghibu, clasa 11. Va reprezenta țara. Italia. Italia. Următoarea echipă. Liceul Teoretic Biești. Va reprezenta țara. Bulgaria. Bulgaria. Următoarea echipă. Gimnaziul Ciocălteni. Va reprezenta țara. Irlanda. Irlanda. Următoarea echipă. Gimnaziul Salamanca. Va reprezenta țara. Portugalia. Portugalia. Următoarea echipă. Gimnaziul Internat. Va reprezenta țara. Suedia. Suedia. Următoarea echipă. Gimnaziul Grigore Vieru. Va reprezenta țara. Franța. Franța. Următoarea echipă. Liceul Teoretic Unisifor Ghibu, clasa 10. Va reprezenta țara. Regatul Unit. Următoarea echipă. Marea Britanie. Liceul Teoretic Ion Luca Caragiale. Va reprezenta țara. România. România. Următoarea echipă. Gimnaziul Cucuruzeni. Va reprezenta țara. Spania. Spania. Următoarea echipă. Liceul Teoretic Peresecina. Va reprezenta țara. Polonia. Polonia. Următoarea echipă. Gimnaziul Mălăiești. Va reprezenta țara. Olanda. Olanda. Următoarea echipă. Gimnaziul Podgorica.
Va reprezenta țara. Finlanda. Finlanda. Următoarea echipă. Liceul teoretic Suslin. Va reprezenta țara. Grecia. Grecia. Următoarea echipă. Liceul teoretic Unisi Părghibu, clasa a noua. Va reprezenta țara. Slovacia. Slovacia. Următoarea echipă. Gimnaziul Mihai Eminescu. Va reprezenta țara. Cehia. Cehia. Următoarea echipă. Mai sunt încă trei instituții indecise. În caz că vor confirma participarea, în ordine confirmării vor primi următoarele țări. Prima școală care va confirma participarea va primi țara Austria. Austria. Următoarea echipă. A treia școală care va confirma participarea va primi țara Belgia. Belgia. Următoarea echipă. A doua școală care va confirma participarea va reprezenta țara Danemarca. Danemarca. Vă așteptăm cu mare drag pe data de 5 decembrie la ora 9:00 la primăria orașului Orhei. O zi bună!